Mult mai puțini turiști în stațiunile de pe Valea Prahovei față de perioada de dinainte de pandemie. Gradul de ocupare pentru Crăciun a variat între 50 și 77% de această dată. Colegul meu, Cristi Georgescu, vine chiar acum cu toate informațiile. Cristi, bună ziua! Bună ziua, Andina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, sunt valori la care turoperatorii nu se așteptau pe Valea Prahovei. Dacă în anii anteriori acestea erau ceva mai mari, se pare că mai spre 50% au mers valorile date de către cei de la Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului Prahova. Ei bine, anul 2019 a fost un an de referință în ceea ce privește gradul maxim de ocupare în stațiunile de pe Valea Prahovei, de altfel o zonă destul de căutată pentru perioada de Crăciun. Sunt însă vești bune pentru Revelion, asta pentru că valorile se încadrează între 85 și 100%, tocmai de aceea hotelierii s-au pregătit așa cum trebuie pentru următoarea perioadă și spun că probabil cei mai mulți dintre turiști au preferat să petreacă de Crăciun împreună cu familia și au venit pentru o zi sau două, nu mai mult. Ei bine, tocmai de aceea și ofertele sunt cu mult mai ieftine, cel puțin 30% mai mici prețurile față de anul anterior, spre exemplu.